Ziua Europei a fost marcată astăzi printr-un eveniment special la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. La reușita acesteia și-au adus și de această dată contribuția elevii de la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi, care au transfigurat unitatea Europei prin artă. Nu simte el toată bucuria de a nu-l fi citit încă pe Goethe? Ignoranță, câtă viață e în tine! Am susținut astăzi la Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad un moment artistic, fiindcă astăzi nu este doar Ziua Europei, ci celebrăm de asemenea și umanismul, dezvoltarea prin artă, arta ca mijloc de comunicare universal. Apa poate lua orice formă. Acest tip de om altruist poate să dea foarte mult și se poate emălea pe orice situație, fără a pierde ceva neapărat. Ziua specială de 9 mai nu vorbește numai de unitate, ci și de multiculturalitatea Europei. Este 9 mai când întreaga Europa se sărbătorește Ziua Unității Europene. La universitatea noastră, ziua de 9 mai, este și ziua Facultății de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport. Și iată că s-a întâmplat ca această manifestare, organizată sub egida universității, să o realizăm în colaborare cu Colegiul de Arte Sabin Drăgoi din Arad. Genericul manifestării a fost dublu: Ziua Europei și Științele Umaniste și Ziua Europei și Artele. În întreaga lume există o serie întreagă de limbi care se vorbesc. În Uniunea Europeană există 24 de limbi oficiale. Doar că există și o limbă a unității tuturor oamenilor de pe această planetă. Este limbajul artistic. Prin lucrările care au fost astăzi expuse de 25 de elevi care au realizat 24 de lucrări prezentate în această expoziție Jurnal Filozofic, s-a dovedit că acest limbaj al artei este unul universal și care poate să coaguleze înțelegerea tuturor cetățenilor, indiferent de locul în care trăiesc. Evenimentul la care a asistat un public numeros a avut loc în aula Ștefan Ciciopop din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.